pentru că nu se poate. Scrisul e ceva care nu se poate explica. Am să rog domnișoara Mihaela Radulescu, profesor doctor filologie, să vorbească. Vorbești mai bine decât mine, bineînțeles. Într-adevăr, despre scrisul cuiva nu se poate vorbi la persoana întâi. Autor egal cititor egal cel care explică, nu. Cu toții știm că universul interior, peisajul geografic interior, e dat de felul în care cineva comunică, de modul în care cineva comunică. Adică felul în care noi ne exprimăm, în care noi vorbim, ne definește pe noi ca oameni. Altfel spus, maniera elegantă, distinsă, tonul ușor melancolic, nota nostalgică, fac din autorul Nicu Cizmaru un om de calitatea întâi. Spun toate acestea referindu-mă la temele alese cu mare grijă. Sau nu, mai bine spus, la multitudinea tematică regăsibilă în creațiile sale. Sentimentele omenești, răzbunare, revoltă, stare de depresie, uneori dezamăgire, sunt toate întretăiate, sau mai degrabă spus, sunt toate plecate dintr-o formă unică de viziune asupra universului, iubirea. Poeziile lui Nicu Cizmaru dezvoltă acea capacitate a eului liric de a se plia după nevoile interioare ale sufletului. De fapt, avem pe de o parte omul Nicu Cizmaru și pe de altă parte artistul Nicu Cizmaru. Impropriu spus, pe de o parte și pe de alta. În conformitate cu critica literară modernă, sociologia, psihologia și arta se întretaie sau conviețuiesc. Da, avem o analiză psihologică pe fondul unui crez artistic literar, și anume că viața se naște sau renaște prin creație literară. De fapt, noi oamenii trăim, trecem în eternitate prin ceea ce ne rămâne. Felul în care își zugrăvește propriile sentimente, felul în care își configurează geografia spirituală de pe înălțimi spre podișuri, de pe munți spre mare, spre adânc, ne arată modalitatea generală de a pleca dinspre interior spre exterior. De fapt, iubirea lui Nicu Cizmaru nu emană doar spre o ființă, ci spre noi toți. Aceasta este poezia lui Nicu Cizmaru. Mulțumesc foarte mult, vedeți? Eu nu puteam să vorbesc așa. Pot însă să vă spun câteva cuvinte despre cum am ajuns să public acest volum. Pleacă de la o poveste fericită pentru mine. În urmă cu câteva luni, prin vara acestui an, m-a pus la cucornițe să citesc câteva versuri undeva la Curtea de Argeș, la o acțiune culturală făcută de colegii de acolo. Invitații de onoare erau domnul Melinescu și domnul Neagu Udroiu. După ce am citit, am avut niște discuții cu ambii domni și mi-au cerut o carte. Și am spus, păi nu am. Ce nu se poate? Ba, se poate. De ce nu se poate? Ce nu se poate, domnule, ce să ai o carte? Pentru că dumneata, văd că scrii bine. Și eu am spus, domnule, că nu scriu bine, pentru că de câte ori recitesc, tai, completez, adaug, scot și așa mai departe. Și mi-a nu mai tăia, zice, că n-ai să reuși niciodată de o formă finală dacă tot taie. Deci ai curajul și public, așa cum sunt. Bineînțeles că n-am avut curajul să public așa cum sunt, am mai tăiat și am mai adăugat și am mai așa. Până la urmă am dat o formă finală poemelor. Pentru asta trebuie să-i mulțumesc și colegii mele, Violeta Slociu, că și ea m-a încurajat și ea tot spunea ia și publică, ia și publică, eu mă mai godeam. Și am avut
marea surpriză și inspirație, ca să spunem așa, să cunosc o doamnă, tot prin intermediul Facebook-ului. Prima dată am citit-o, ulterior ne-am cunoscut. O doamnă care era de la Inspirescu, deci o doamnă inspirată, care m-a ajutat deci prin editura Inspirescu să public acest volum. Doamna se află aici și în drept recunoștință pentru domnia sa, pentru că este femeia Violet, eu astăzi seara m-am îmbrăcat în albastru, să fiu și eu bărbatul albastru, alături de femeia Violet. Vă mulțumesc mult!